Bine ați venit, dragii mei! Mă numesc Agapia și pentru dumneavoastră voi face talarea lunii decembrie. Bineînțeles că vorbim despre Zodia Leu, a celor care au ascendentul, semnul lunii sau nodul nord în această Zodie Leu. Dragii mei, voi consulta cărțile de tarot și oracolele. Sper să vă placă acest joc de societate. Zgomotele care se mai aud sunt ale cățelușilor mei de sub masă. Aș vrea, dragii mei, să vă invit să vă gândiți la un motiv pentru care sunteți recunoscători. Eu voi aprinde lumânarea așa cum se întâmplă de obicei și vă invit de asemenea să vă gândiți la o dorință pe care ați vrea să o vedeți împlinită în luna decembrie. Eu aprind această lumânare pentru ca dorința dumneavoastră să se îndeplinească. Și dacă sunteți gata, vom începe cu pachetele, da, de tarot. În primul rând, de energie tarot. Să vedem energia lunii decembrie pentru Zodia Leu. Poate vă interesează o persoană în această zodie și vreți să vedeți cum îi va merge. Iată că s-a întors această carte. Se numește Yin și Yang, cartea cu numărul 22, pe semne că într-o zi, la ora 22, da, adică 10 seara, sau pe 22 decembrie, veți avea această senzație de armonie interioară, masculinul și femininul dumneavoastră, da, vă se vor regăsi, vă veți simți compleți, chiar dacă poate trăiți în solitudine sau sunteți într-un cuplu fericit, poate veți găsi o persoană, acea jumătate pe care o așteptați, poate veți avea această senzație de întreg, da, foarte, foarte frumoasă energie pentru Zodia Leu. Să vedem, dragii mei, care ar fi pentru dumneavoastră calitățile de care o parte din multele calități pe care le aveți și pe care le veți folosi cu preponderență în luna decembrie. Vor fi trei. În primul rând, cooperarea benefică. Se pare că dumneavoastră chiar alegeți să munciți în echipă, alegeți să vă asociați pentru că vă dați seama că această cooperare vă ajută, vă oferă mai multe rezultate decât o simplă, să-i spunem, o simplă acțiune individuală. Da. Cooperarea poate să se refere și la o atmosferă armonioasă în familie. Da, și vin sărbătorile, dragilei, și s-ar putea, da, să fie, cum să spun, și o înțelegere, un respect, o armonie, o afecțiune deosebită în viața de familie, dar cu preponderență este cooperarea benefică cu cineva. Puterea prezentului, pentru a da această bucurie de aici și acum, vă va însoți în luna decembrie. Puterea prezentului vă oferă, să spun, salvarea din capcana trecutului. De multe ori gândurile noastre se duc spre trecut, unde nu mai putem să intervenim și trecutul nu poate fi schimbat, sau fug spre viitor și apar anumite temeri. De aceea, puterea prezentului este cel care vă oferă posibilitatea să realizați atât de multe în luna decembrie. Și, în al treilea rând, creativitate benefică. Vă veți bucura, dragilei, de această creativitate, fie în mediul artistic, fie în domeniul de activitate, sau chiar în atmosfera cuplului pe care îl formați, sau împreună cu copiii. Deci veți crea, vă vor veni idei minunate, veți găsi soluții la diferite situații, probleme. Haideți să vedem și care sunt darurile lunii decembrie, la ce daruri se gândesc aceste cărți de oracol. Tot așa voi alege trei, da? Ele de fapt au vrut să fie două. Spune așa, are loc o ascensiune.
fie o ascensiune a relației de prietenie într-una de dragoste, pentru că văd o femeie pasională aici, fie o ascensiune în general, dar o evoluție a dumneavoastră. Și este ca și cum vă lansați, este ca un salt, vă lansați dumneavoastră în ceva cu energie și veți reuși. Da? Apoi aveți și o înțelepciune dumnezeiască, probabil vă va face să treceți cu bine peste multe situații. Înțelepciunea aceasta chiar ne oferă cumpătare, ne oferă, da, e dată și de experiența de viață. Și al treilea dar, dragii mei, este o intimitate încântătoare. Intimitate poate să fie sufletească sau fizică. Fie veți fi foarte ancorați într-o poveste frumoasă de dragoste, fie veți reuși să aveți o prietenie deosebită cu cineva. Da? Rămâne la latitudinea dumneavoastră. Dragii mei, oricum aceste etalări sunt generale. În cazul în care vă interesează etalări personalizate, e-mailul meu se află în descrierea videoclipului. Să vedem din partea oracolului fazelor lunare ce sfat ne oferă luna din partea acestui pachet. Dacă nu cumva mesajul respectiv, da, rezonează cu noi, rezonează cu... Ia să vedem, pentru că nu a ieșit. Iată, simt nevoia să extrag această carte. Este un timp pentru a dărui, nu pentru a primi. Dragilei, probabil că ați simțit sau simțiți nevoia să oferiți. S-ar putea ca în luna decembrie să vă simțiți bine și când oferiți. Adică ați vrea, trebuie să dăruiți și nu să primiți. Este un lucru care probabil creează conflicte interioare. Probabil că ați dăruit foarte mult unor oameni, dar nu trebuie să dăruiți acelor oameni de la care nu ați primit. Poate se referă acest mesaj la șanse noi pe care le dați în viața dumneavoastră unor persoane și, cum să spun, începeți prin a le dărui și apoi așteptați să primiți. Arată-le celorlalți cine ești cu adevărat. Iată, această carte vine cu un mesaj de autenticitate. Sunteți originali, dragilei, și nu vă temeți să vă exprimați și să vă afișați așa cum sunteți, pentru că nu va mai exista nicio diferență dacă ceea ce gândiți, spuneți și faceți sunt în armonie. Atunci nu vă trădați pe dumneavoastră înșivă, nu trebuie să mai spuneți ceea ce, să spun, le-ar făcea plăcere celorlalți, ci mergeți pe originalitatea dumneavoastră și nu veți regreta. Da, este o lună decembrie a originalității. Eu am și două pachete cu mesaje de la Arhanghel, în primul rând, și apoi de la Îngeri. Pentru aceia dintre dumneavoastră care credeți în, atât în ajutorul divin, cât și în ajutorul îngeresc pe care oamenii îl oferă, da? Este un mesaj care sigur poate să aibă, să spun, un răsunet, un ecou. Darul Arhanghelului Raguel spune așa: armonia deplină în grup, din nou grup. Cooperarea aceea benefică pe care am văzut-o la cealaltă carte. Vi se asigură armonia de ansamblu a grupurilor, atât pe pământ, da? Și oferă rezolvarea plină de înțelepciune a tuturor disputelor. În cazul în care aveți nevoie de ajutor, nu uitați să cereți suportul Arhanghelului Raguel, mai ales dacă sunt anumite conflicte sau în grupuri respective, dacă doriți să obțineți o armonie. Da? Haideți să continuăm, dragii mei, am să continui cu mesajul din partea îngerilor. Să vedem și acest pachet. Bineînțeles, le vom consulta pe toate cele de aici, cu dragostea, cu profesia, cu banii, da? Cu planul sufletesc și al sănătății. Uitați, Zana vă spune așa:
că sunteți protejați de toate tipurile de pericole și că ce a fost mai rău a trecut și vi se cere să vă relaxați și să vă simțiți în siguranță. Probabil că ați avut niște temeri legate de situația dumneavoastră în cuplu, da, în familie, la serviciu poate, da, sau pe parte financiară. Ei bine, tot ce a fost mai rău a trecut, cel puțin acest înger Zana asta spune. S-ar putea ca mesajul să vă calmeze anumite anxietăți, să le spunem, sau temeri. Dragii mei, mergem pe planul acesta relațional și voi începe cu oracolul zodiac. Vom vedea cum stau leii cu relațiile în luna decembrie și bineînțeles că extrag 5 cărți și le voi spune și semnificația. În primul rând ne vom gândi la așa. Nici nu știu cum să fac, îl las așa. Cadru, nu știu dacă este unul perfect. În primul rând, am să vă spun, dragi lei, cine vă iubește, poate deja știți, este un semn de aer, gemeni balanță vărsător, care vă iubește, ar putea să aibă în data nașterii sau în să fie importante cifrele 2, 6, 8, 12, 3, așa, de asemenea, ar putea să aibă în denumire, în prenume sau nume, să aibă literele A, E și R. Da? Să vedem cine vă dorește. Ia să vedem, dragii mei, se întorseseră prea multe cărți. Probabil că vă doresc foarte multe persoane, dar o să extragem o singură zodie. De fapt, văd că extrag o grupă, dragi lei, sunteți doriți de persoane din berbecleu săgetător. Și avem aici cifrele 2, 5, 7, 10, da, numărul 10, de asemenea 7 am spus, 1 ar putea să fie, iar în prenume sau în nume avem literele F, O și C. Cine știți că vă iubește? Vă iubește un scorpion, da? Cineva în zodia scorpionului vă iubește și dumneavoastră știți deja lucrul acesta. Avem numărul 8, poate să fie important, poate să fie dată calendaristică, nu neapărat de zi de naștere. Iar ca litere avem S, C, O, R, P, I și N. Bun. De cine nu știți? De cine nu știți că vă iubește? Sunt niște semne de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar care poate vă iubesc în secret și probabil că le veți cunoaște în această lună sau veți începe o relație cu ele în această lună, da? Și avem așa, numerele 23-32, avem cifrele 2, 3, 5 sau 6. Și ca litere în numele sau prenumele acestor persoane avem P, A, M, N și T. Și să vedem cu cine petreceți revelionul sau de sărbători și ce persoană specială poate să fie. Și avem o persoană în zodia peștilor, da? Și cartea are numărul 21. Sau 12, cifrele 1, 2 sau 3 sunt importante. Iar aici, dragii mei, vedem așa, ca litere, avem E, N, P, T, U, apoi E am spus, S, da, I, de asemenea. Da, este interesant, sper că ați rezonat. Dacă nu ați rezonat, nu este nicio problemă, da? Practic, sunt doar niște generalități. Sau puteți urmări și alte etalări, bineînțeles. Eu însă, pentru că mă refer atât la zodii, cât și la ascendent, semnul lunii sau nodul nord, îmi este, cum să vă spun, aria persoanelor cărora li se adresează se extinde, bineînțeles. Haideți să vedem din partea șaptelor de dragoste care ar fi sfatul pentru lei.
Trebuie să aveți încredere, încrederea și credința într-o situație. Nu știu despre ce situație este vorba, dragii mei, dar vă îndoiți de ea și sunteți neîncrezători. De aceea, această carte vine să vă spună să aveți mai multă încredere în acea persoană, în acea situație. Poate că nu ați întâlnit acea situație încă, dar dacă va veni, interesant ar fi să dați încredere fără a risca, bineînțeles. Niciodată nu riscăm. Și apoi cărțile predispun, dar omul dispune. Da? Avem Lenormand. Ia să vedem. Din partea Lenormand, ce mesaj avem, dragii mei? Iată, dragilei, trebuie să fiți isteți, da? Să fiți isteți precum o vulpe, această istețime vă ajută foarte mult în relația de dragoste. Avem cartea cu numărul 14 sau 9, cifrele 1 sau 4, 5. De asemenea, văd din nou treflă, care înseamnă berbecleu săgetător. Este istețime sau altă persoană încearcă să fie și reată, să aveți grijă să o prindeți cu mâța în sac, cum se spune, cum a fost cu vulpea și cu ursul și cu peștii. Da, și ideea este că trebuie să fiți isteți, da, să, într-o situație care pe care să aveți această istețime de a vedea despre ce este vorba, ce întrebări să puneți, să vedeți dincolo de cuvinte. Dar este în orice caz o, cum să vă spun, așa o percep, ca pe o energie care să îndemne la a ști cum să vă faceți, dragi doamne și dragi domni, cum să vă spun, să ajungeți la inima persoanei dragi, da? Să știți ce să spuneți, ce să faceți ca să cuceriți persoana dragă. Sau să nu vă lăsați cucerită chiar foarte ușor, adică să vedeți dacă persoana care vă dă târcoale, de fapt, dorește să se implice într-o relație serioasă sau este, de fapt, ceva imatur, da? Și fără angajament, cum ar veni. Îngerii romantici au și ei o părere de spus, să vedem care este cartea. Trebuie să dați relației dumneavoastră o șansă, să lucrați la parteneriatul dumneavoastră, dragi lei, probabil că luna decembrie, în luna decembrie construiți o relație. Întotdeauna atunci când placem pe cineva, probabil trebuie să ajustăm, să facem anumite înțelegeri, să avem o anumită empatie, să înțelegem punctul de vedere a celuilalt, dar să vedem și din partea celuilalt, celeilalte persoane, o implicare, da? Și o dorință de a construi. Din tarotul iubirii, da, voi extrage de asemenea un mesaj pentru relația dumneavoastră. Posibil să cunoașteți persoanele pe care le-am enumerat. Dacă nu sunteți încă într-o relație, puteți să aveți în decembrie această posibilitate și vă invit să comentați dacă veți rezona, dragii mei. Am să extrag eu cartea care spune să fiți cumpătați, să fiți cumpătați, să aveți răbdare și înțelegere. Să fiți temperați, să nu săriți, să nu vă investiți sentimentele dacă persoana aceea este doar o căutătoare de trofee. Este foarte important să știm dacă putem să investim sentimentele noastre, dacă putem să ne implicăm emoțional, dacă și din partea celeilalte persoane există un angajament, există această dorință de a merge mai în profunzime cu relația respectivă. Aș vrea să vă extrag și trei mesaje pe care trei persoane sau poate aceeași persoană dorește să vi le adreseze. Probabil că vă veți da seama cine este persoana aceasta după situațiile descrise de bilețele. Primul mesaj spune așa. Atunci când o lacrimă curge de durere, când inima bate cu frică, când sufletul se ascunde de lumină, când simți că ești sfâșiat în bucăți,
Tu stai liniștit în tăcere, închide ochii și pur și simplu spuneți că vei fi fericit, fericită prin toate mijloacele. Probabil că este o persoană foarte dragă, poate să fie un membru de familie, un prieten foarte apropiat, care vă înțelege durerea, poate că ați apucat să vă destăinuiți acestei persoane și ea chiar vă încurajează în miezul acela al durerii să vă spuneți că veți fi fericiți, să credeți în acest lucru. Pentru că fericirea aceasta se lucrează, da? Lucrăm cu noi înșine și lucrăm, e adevărat, și cu cei care doresc să se implice într-o relație. Hai să vedem ce spune al doilea mesaj. Te-ai închis de la viață, dar timpul va trece și va căpăta o altă culoare, crede-mă. Credința te ajută ca asta să se întâmple cât mai repede. Wow! Din nou, este un mesaj plin de nădejde și plin de încredere. De obicei, când cineva strănută se spune, da, că așa este, trebuie să aveți încredere. Probabil că a fost o perioadă mai dificilă sau ați simțit că în noiembrie sau poate că s-au strâns peste an, s-au strâns niște lucruri care vă determină să, da, să fiți poate mai îngândurați. Dar este un mesaj de încurajare că lucrurile chiar se rezolvă, să credeți în acesta. Și al treilea mesaj. Incredibil, ești foarte capabil, capabilă. Răbdarea și munca te vor ridica la înălțimi. Ce ai făcut tu e o muncă de primă clasă. Ai reușit să-ți depășești propria timiditate și incertitudine. Îți doresc, dar această persoană îți dorește ca în fiecare zi să te îmbunătățești. Doar aceasta este calea spre succes. Este o persoană care ține la dumneavoastră și care vă încurajează, probabil că din punct de vedere profesional sau personal, aveți un anumit proces de transformare și aceste cuvinte vin să vă încurajeze în drumurile și demersurile pe care le aveți de făcut. Dragii mei, am ajuns la aceste pachete. Să vedem efectiv etalările în dragoste, în profesie, finanțe, apoi facem și, da, aceasta este dragoste, profesie, finanțe, starea sufletească și de sănătate. Iar oracolul indian ne va da puțin, da, ne va spune ceva despre luna decembrie, ca surpriză, nu știu, ca provocare. Vedem imediat care este mesajul pentru Zodia Leu. Pentru că nu dorește să iasă, iată, un raționalism. S-ar putea să fiți ca ancorați în realitate, dragi lei, luna aceasta să fie plină de luciditate. Da, aveți creativitate, dar în sensul acesta al picioarelor bine înfipte în pământ. Și să știți că raționalitatea până la urmă ne ajută, da, să ne adaptăm și să vedem realitatea exact așa cum este ea. Să vedem etalările propriu-zise, fac crucea celtică mică pentru mediul personal emoțional. Pe urmă va fi profesional și de financiar. Deci mergem acum să căutăm acele cărți care să ne vorbească despre predispoziția în relații. Și bineînțeles că voi folosi, da, aceste 5 cărți. Care este situația în dragoste? Și avem unul de monede, un as, asul de pământ, asul de monede, care știți ce înseamnă? Înseamnă, mai ales în dragoste, o relație plină de angajament. Este începutul unei relații în care nu sunt doar sentimente, ci și dorința ca relația să meargă. Da? Și poate să fie o persoană din Taur Fecioară Capricorn în acest început. Ce știți, dragii mei? 3 de monede. Știți că prin cooperare
Da, prin lucrul în echipă puteți, da, să primiți tot ceea ce aveți nevoie, da? Este 3 de monede, este acel mecanism în care aveți un sentiment de apartenență într-o familie, într-un loc de muncă, într-un colectiv, dar noi acum vorbim despre dragoste, simțiți că sunteți, cum să spun, antrenați cu persoana dragă, cu copiii, cu familia extinsă, deci cu proiectele pe care le aveți. Haideți să vă spun ce nu știți, dragii mei lei. Nu știți de acest valet de spade. Fie că veți avea o curiozitate despre o persoană, fie că altă persoană are o curiozitate. Vă spionează cineva să vadă ce postați pe Facebook, da, sau pe Instagram. Valetul de spade anunță multă energie. Văd aici influență din Taur Fecioară Capricorn, din aici este Gemeni Balanță Vărsător. Deci este o persoană interesată care vrea să afle cât mai multe lucruri despre dumneavoastră. În trecutul recent, a fost 6 de spade, trecutul recent a venit cu decizia de a lăsa acest trecut în spate, de a învăța din greșeli și de a merge mai departe. Fie că plecați dintr-o situație care nu v-a mulțumit și mergeți către zări mai senine, fie îmbunătățiți foarte mult o anumită relație pe care ați avut-o, pentru că doriți să-i dați această șansă. Iar pentru viitor se anunță echilibru, temperanța. Cred că a căzut și la tarotul iubirii. Văd o iubire din aceea care este molcomă. Știți, nu e focul de paie, este genul acela de relație în decembrie care crește frumos și plin de angajament din partea ambilor parteneri. Foarte bine, cu acest echilibru avem săgetătorul, dragii mei, da? Taur Fecioară Capricorn, săgetător, Gemeni Balanță Vărsător, da? Foarte, foarte frumos. Haideți să vedem mai departe. Pentru planul profesional și financiar, să vedem tot așa, Crucea Celtică, ce are de gând să vă anunțe. Crucea Celtică formată din 5 cărți. Și încă o dată, dragii mei, gata. Le consider pregătite și am să vă spun așa, pentru profesie și bani, prima carte, ceea ce știți, este că pare o oarecare confuzie care vine de la o persoană din rac Scorpion Pești. Luna vorbește despre lucruri neclare și lucruri secrete. Poate faceți ceva în profesie care nu este la văzul lumii sau la lumina reflectoarelor. De asemenea, poate să fie ideea că lucrurile nu sunt clare pentru dumneavoastră și din acest motiv nici nu știți când anume primiți anumiți bani. Deci aveți niște conflicte interioare, poate că vă place ceea ce faceți și nu câștigați prea mult din această profesie. Și totuși trebuie să și trăiți și faceți ceva ca să trăiți, practic, o profesie care poate nu vă mulțumește la fel de mult. Da. Ce anume știți? Da. Ce știți? Acest top de bâte? Ce știți? Faptul că veți trece la acțiune, da? Și știți că veți începe să faceți ca lucrurile să meargă. Veți da telefoane, e-mail-uri, poate veți promova, poate veți face, le veți spune oamenilor despre profesia de care vă ocupați. Ieșiți efectiv dintr-o umbră, ieșiți din niște conflicte interioare și văd că știți că aceste acțiuni vă poate aduce și prosperitatea în decembrie. Ce nu știți? Da, nu știți acest 10 de monede. Că și destinul, în momentul în care și dumneavoastră v-ați decis să primiți aceste vești, să faceți aceste noi acțiuni și universul reacționează. 10 de monede este cartea familiei stabile și fericite, familiei prospere.
Probabil că veți face ori o activitate în familie care va fi prosperă, ori reușiți dumneavoastră să câștigați financiar, în așa fel încât sărbătorile să fie sub niște auspicii foarte, foarte îmbelșugate. Da, deci este o surpriză frumoasă pentru dumneavoastră. În trecutul recent au fost un patru de monede. În trecutul recent, probabil că ați făcut economii, probabil că ați fost foarte atenți la finanțe și ați fost ușor încăpățânați, da, ușor v-a fost teamă să investiți, v-a fost teamă, nu știați ce perioade vin. Deci lăsați în urmă acest blocaj, da, pentru că viitorul, dragii mei, iată cartea viitorului, este că veți apela la un consultant. Poate că veți cere sfatul cuiva cum să faceți și acest consultant lucrează în echipă cu dumneavoastră. Sau poate chiar sunteți consultanți, dar poate că veți avea succes în această activitate în care îi ghidați pe oameni să-și atingă obiectivele. Poate veți fi lideri în ceea ce faceți dumneavoastră, veți lucra în această activitate de consultanță. Foarte, foarte bine. Deci văd prosperitate, veți ieși dintr-o zonă de umbră. Avem cartea familiei fericite și îmbelșugate, așadar, dragii mei, chiar frumos se anunță, frumoasă se anunță luna decembrie. Și voi extrage acum, pentru planul sufletesc și al sănătății, eu îl leg pentru că un suflet fericit deseori duce spre un corp, spre un organism fericit. Corpul se vindecă atunci când privim situația optimist, da? Să vedem care sunt cele cinci cărți care să vorbească despre planul sufletesc și al sănătății. Mă opresc aici, dragii mei, și vom avea aceste cinci cărți. Situația este un șapte de spade. Situația este că aveți de ales, da, între bine și rău. Parcă ați vrea, poate să țineți post. Știți că este bine? Și atunci poate vă impuneți să țineți acest post. Sau poate nu puteți ține postul, dar încercați să faceți fapte bune. Nu știu, starea sufletească este dată de o decizie, de a urma corectitudinea. Nu spun că nu ați fost corecți până acum, ci că veți fi mai atenți să urmați, dacă aveți anumite tratamente, să le urmați cu conștiinciozitate. Văd un proces foarte, foarte frumos, da? Acest șapte de spade mai spune ceva. Vă invită să vă apărați propriile interese. Vă invită să fiți poate mai egoiști, dar merită, mai ales cu anumite situații sau persoane care încearcă să aibă niște avantaje în fața dumneavoastră. Haideți să vă spun ce știți. Ce știți este acest nou început pe care îl veți avea sau l-ați avut de curând. Este o resetare, pur și simplu, din luna decembrie faceți un fel de trambulină pentru 2022. Poate vă planificați, dar încercați să nu riscați și să vă planificați toate etapele din 2022. Ce nu știți? Nu știți de această prosperitate, fie pe planul sănătății, fie pe planul stării de bine, 9 de monede. Vorbește despre energie din Taur Fecioară Capricorn. Acest carte zero, nebunul, este vărsător, iar șapte de spade vorbește despre gem în balanță sau vărsător. Nu știți de prosperitate și de faptul că vă veți descurca singuri. Va fi ca un fel de stabilitate, da? Ca un fel de situație în care nu vă lipsește nimic. Da? Și chiar dacă nu sunteți într-o relație, deci aveți o relație cu dumneavoastră înșivă foarte, foarte armonioasă, care vă oferă un anumit echilibru. În trecutul recent, ați avut de ales ceva, ca și cum ați cumpănit. Ați cumpănit să mergeți într-o relație, să faceți un anumit tratament.
să urmați o anumită dietă. Ați stat în cumpă în ce să faceți. 8 de spade arată ca un fel de blocaj. Deci e ca și cum ați lăsa un blocaj. Da? 8-ul de spade spune să priviți situația din alt unghi de vedere. Și veți vedea că se schimbă întregul tablou. Iar fericirea, cum ar veni, da? Adică rezultatul, viitorul pentru decembrie, este acest popă, adică rege de cupe. Este o armonizare, este o împăcare. Ca și energii, v-am spus, Taur, Fecioară, Capricorn, Vărsător, Gemeni, Balanță, Vărsător și iată și Rac, Scorpion, Pești. Ce îmi spune lucrul acesta? Că problemele de sănătate își găsesc o rezolvare. Veți vedea și tratamentele că merg bine. Această persoană armonioasă și iubitoare este bună, sfătoasă. Fie că e o persoană din Rac, Scorpion, Pești, fie sunteți chiar dumneavoastră acest rege de cupe, care prin acțiunile sale și controlul său încearcă să facă bine, încearcă să păstreze o linie armonioasă între sine și cei din jurul său. Foarte bine, indiferent că sunteți femei sau bărbați, această etalare îmi spune că au loc împăcări. Starea sufletească va fi una fericită și optimistă. Va fi important, da, să, cum să vă spun, să vă bucurați, da, de tot ceea ce aveți și, într-adevăr, etalarea aceasta chiar se apropie, de fapt, de sfârșit, s-a și încheiat și urmează doar urările mele pe care vi le doresc pline cu sănătate, cu toate cele bune. Să vă aștepte anul nou 2022 ca un an excelent, da? Să vă împliniți visurile. De asemenea, da, și cățelușa mea încearcă să, da, să dubleze aceste urări. Să fiți ocrotiți și ocrotitori, să încercați cât puteți de mult să vedeți un bine comun pentru dumneavoastră și persoanele dragi. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Dacă v-a plăcut, vă rog să vă abonați, să oferiți un like și să comentați dacă rezonați în special. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez și toate cele bune, dragilei. La revedere!